Marcuță, bună dimineața! La prima oră, iar în... la bucătărie? Ce să fac? Cum ce să fac? Mama. Păi ai zis că nu intru la bucătărie astăzi. Doar pun vasele. Eu vreau șnițel. Te rog, mă, nu scoți, cu cartofi. Cu salatucă. Și salatucă? Da. De unde să iau salatucă? Dar și ce ai vrea să mâncă mai degrabă? Mm. Cred că ai mâncat și tu. Vreau niște dublicioi din aia, pane. Du-te și cumpără. Hai cu mine, nu. Iar să mă duc cu tine. Păi cu cine să merg? Pe jos. Vrei să fac ceva la cap pe canicul ăsta? Lasă-mă, Ioane, uite cum sunt nearanjată, neîmbrăcată, nu vezi? Cum arăt? Ca drag, ca iată de pe pământ. Lasă-mă să te merg cu vasele, să-mi fac și eu un duș. Păi noi mergem la noapte. Mă duc cu tine. Păi când termin tu, până termin la noapte, să faci o noapte. Păi ce ai? Și până la noapte ce facem? Stăm și așa. Ce mă poartă? La bârfă. La bârfă. Altceva n-avem de făcut. Stăm și bârfim, ca femeile alea pensionari. Mm. Da. Da, că facem noi ceva. Găsăm noi ce să facem. Mm? Facem noi ceva. Ce? Mai am o lună eu să-mi iau permisul și la urmă plecăm numai înainte. Numai înainte? Da, cu Duba. Cu Duba. Cu Duba te duc. Nu ai nimic, nu sunt pretențioasă să mă urc în mașini din alea. Păi nu avem acel la Dubă. Dacă vezi și câtea păi engine sunt în Dubă, te cunoaște că n-am fost acasă, n-am plecat cu ea de atâta timp. Dubă nu merge de 4 luni, nu? 5 luni. De asta iarnă. Zuge Dubă. Și eu zic de iarba în spate, care crescu și nu te roade din stomac acolo. Să zici, hai pă, muie. Păi lasă că voi să vină fenelă. Să iarba. Păi intrăm noi în spate. Păi și ce avem? Și oamenii care se duc cu sapa pe câmp să prășească. Ha? Canicula asta, măcuț. Păi să murim. Canicula asta, omul care e sănătos. Muncește. Muncește. Ăla care stă în pat, numai pe telefon. Ăla se pornăvește stătând. Ăla ori e prost, ori e tâmpit. Îmi zice Nicolae Găsă, e doar de liniștit. Ori da. Prost, ori e tâmpit. Cum? Da. E bine? Da, da. La prima oră, până în vase, până Fanny a venit, a mâncat. Da. Să intrați pe canalul lui să vedeți, prieteni, cum mănâncă la prima oră șuncă, ceapă, roșii. Pe bune aș vrea să mâncă și două lăciuri din aia, Pane. Bă, să nu mai stau în căldură. Pe nu acum. Și când? Pe la patru, așa. Pe la patru. Hai să arătăm la prieteni cine a făcut grindina la casă. Lasă că am văzut prietenii. De câte ori să le arătăm eu. Nu chiar arată-le iarba în spate. Că mă duc eu până în spate să leșin. Ai zis? Domnul Ion. Ai zis că iei și tu soluție de muște. De unde să iau astăzi, duminica, zi? Că e închis peste tot. Găsim dacă vrem. Unde? La Severin? Nu, aceea, ți arăt eu. Unde? Te duc eu și ți arăt. Ai răbdare, domnul Ion, că știu că aștept după mine să te duc în oraș. Dar eu nu plec așa împuțită de la vasă. Vede cum arăt. Neîmbrăcată, nearanjată, nu mă duc așa. Da? Da. Yes. Yes, man. Dacă vrei să te duci, du-te, tată. Că eu nu mă duc. Tu vrei să umblu eu cu camera după tine? Normal. Acum închid. Nu. De ce închis? Să șterg pe unde mâncă tata. Această mașină o să meargă la doctor în câteva zile. Adică nu la doctor. La matriculat. La doctor ai zis și să mă curtei. Nu, după ce matriculăm, trebuie să-i punem folie pe geamuri. Ia uite unde s-a suit pisica pe ea. Știi ce vreau să fac la mașina asta, mărcuță?
Să-i fac o coamă din aia neagră pe mijlocul mașinii. O dungă. S-a băgat, e plină de fuiegini. De când nu merge nimeni cu ea de 6 luni. Nimic, păr... Ia uitați, fraților, cât a ceasul oiul are. Margot, s-a început să dea căldura. A dat? A dat. Ce faci? Mergem în casă? Păi vreau să mă duc în oraș. De ce? Am treabă. Revenim când plecăm în oraș? Revenim, că trebuie să mă duc să mă îmbrac și eu. Nu mă lua așa de aproape. De că știi că nu-mi place. De ce? Că faci Alin? Hai, hai. Mă lăsă, mă. Hai, revenim, prieten, când plecăm. Hai. Am revenit, prieten, pe canalul meu. Domnul Ion este la tuns, la fiecare. Dar nu mai mă filma, că sunt dezbrăcat. Ce să văd, țuțele? Iar nu-ți dă voie să postezi. Păi ești tu pe tine. Păi mă zăresc tricou. Du-te, ia-ți mai eu pe tine. Nu mai sta dezbrăcat așa. Pe mine mă pui să iau bluză cu mânecă lungă, scurtă. Tu ai dreptul să stai dezbrăcat. Da, m-am îmbrăcat. Uitați-l, prieteni. Ia spune și mie, de ce mi-arată așa mai întuneric? De la lumină. Mm. Yes. Eu, preloșul, uite, uite. Ce-am făcut? Yes. E bine așa? E bine. Uitați-l, prieten, l-am tuns. Jumate și jumate a rămas așa nefăcut. De ce? Că nu mai ai baterie. S-a descărcat bateria. Da, prieten, acesta om nu mă lasă deloc în pace. Și cu permisul, și cu tunsul. El nu se duce la salon, nu se duce să-și ia șofer. Să dau bani. Haide, nini. Să dai bani. Acum așteptăm până când se încarcă mașina de tuns. Nu? Da. Și punem telefonul cu alea, prieteni. Până atunci, beau și eu cafeluța mea. Asta e a treia. Pe ziua de astăzi. Prieteni, să știți că nu prea mă simt aceea bine în România. În Anglia mă simțeam bine. Era mai frig. Da. Era vremea mai răcuroasă acolo. Aici e căldură rău. Parcă n-am putere în mine. Mă doare spatele aceea. Când mă duc în Anglia, nu mă doare spatele. Și eu mă doare spatele, și prima. Recunoști? Nu să zici că zic așa de-a dracu. Zi. Acolo nu mă durea. Mă duceam la muncă, veneam acasă, făceam de mâncare, spălam ce aveam de făcut. Iar mergeam la muncă. Și acum, ce dracu? Avem de tăiat ierba prin curte, nu mai putem să facem treabă. Ora a venit oboseala aia. A venit pe culegă din noi. Eu cred că a venit obosala aia din urmă. Eu cred că lene a venit. Care lene, Ioane, firara dracu de lene, că acum a stătui pe scaun. Păi cum să tai iarba pe caniculă? 40 de grade. Trebuie să ne trezim de dimineață. La 10? La 5. Eu mă trezesc, dar tu? Pun ceasul. Poate să pui și tu, nu? Și tu, nu? Te spui din ce râde de mine. Asta, Ioane, râde tu de mine, că de tine râzi, nu de mine. Ion. De ce mi-arăt așa, nu știu. Nu-mi place. Arată întunecos. Ion știe. Domnul Ion știe. Ce să știu? Nu știu. Cu telefonul ăsta al meu, că arată întunecos. De ce ești? Nu am ia să calcul. Nu am ia să trebuie. Nu-ți iasă nimic? Mai am un pământ pe revin, mai am o lună și un pic. Asta te deranjează pe tine? Permis? Mă deranjează și asta.
Foarte pe Fanica bine. Să plecăm. Unde? Plecăm în țara amândoi. Plecăm în acasă cu fata. Foarte bine. Mai stau și eu mărit, creez. Vreau să-mi cumpăr o piscină. Dar dai și bani. Săracă de tine. Nu e trebuie mult. Vreau 10.000 de euro. Bine, spostam cu ei. Vreau să-mi iau o piscină. Să-mi o pun curul în spate. De ce în spate? În spate. Să dau cu cheia pe poartă. Și să stau eu cu Maria numai în piscină. Păi ia să vă comandăm o piscină. Fane. Dar noi avem una. Din spate din aia piscină. Cu scară vreau din aia. Cu Mirea lui Mădălin. Ce știi de aia? Păi nu luăm noi pe a lui Mădălin. Bă, Ioane, nu mai da banii pe ea. Mă lasă cu cerpea asta de la Lumina. Prieteni, să vedeți ce fac. Consumăm și apa. Îți dai seama câte tone de apă merge în piscina aia? Când chemăm și noi oamenii să toarnă ciment în spate? Care ciment? Care ciment? Am plantat. Și din ăla normal. Numai să fie, să nu mai fie atâta praf, atâta mizerie acolo în spate. Că nu-mi place deloc. Când? Nu facem bani mai mulți. Bani mai mulți. Chimo. Păi știi vorba aia, că nu te apuci de treabă, nu ai nici bani, nici treaba făcută. Hai mă, Marcus, de ce vorbești așa? Garajele nefăcute alea în spate. A luat vântul de pe șoprul ăla toată tabla, ai văzut? Am văzut. Și ce aștepți? Ce aștepți? Să ducă canicula. Să se ducă canicula. Ți-a piscina? Când o să ningă? Băgași 30 de chestii într-un... Câte? Câte piscina? Câte? Acum, hai, 10 milioane? 15 milioane? No, 4 milioane. Atât e? Atât e. Și să intrați numai voi, bărbații, că noi femeile n-avem voie. Nu mai intrăm deloc. Mergem pe râu. Pe râu? Pe matcă. Vezi că iasă foc din bateria aia ta. Prieteni, apropo de piscină, eu o să dau banii să le cumpăr piscină și intră numai ei bărbații, că noi femeile n-avem voie. Că e rușine la noi. Nu? Păi tu și la mare, dacă tu nu intri în apă. Să mă vadă pe mine lumea. Nu, nu, poți să intri și așa în mare. Cu tot cu fust așa. Păi ți să te fac de râs. Mănânc apa. Să te fac de râs. Păi ce, numai tu intri așa? Ei. Cu fusă? Da. Vrei să mă duc să intru cu fusă? Mai bine nu mai mă bag în apă deloc. Prieteni, am văzut niște comentarii aseară urâte la mine pe canal. Dar la persoanele alea le lipsesc cei 7 ani de acasă. Adică? Cine să ia să globul de aseară? Da. Că m-am îngreșat, că m-am făcut cât o vacă. Păi ce, am mâncat de la el de acasă? Sau ea, cine o fi? Să-și vede de casa ei, de familia ei, dacă are, normal. Să nu mai lăsă comentarii aiuri așa. Ce? Chiar dacă sunt grasă. Nu am mâncat de la nimeni. N-am mâncat banii nimănui. Păi nu, ai decât 16 comentarii. Da. Păi unde sunt, dragă? Nu sunt, de mână. Cum nu le vezi? Un comentariu a lăsat acolo urât. Dacă nu vă place, nu mai vă uitați, că nu ne supărăm. Nu vă mai uitați. La canalul nostru de YouTube. Mulțumesc la toți prietenii mei care mă urmăresc, care lasă comentarii frumoase, care mă susțin. Și nu e obligatoriu să vă uitați dacă nu vă place. Nu? Ioane? Da. Nu le convine să nu se mai uite. Păi da. Nu-i obligă nimeni. Nu ne aduserăm și noi la botez. E un botez la noi aceea, în Strehaia.
Am băgat apă la Florea dimineața, văzusem. Ești pe vlog? Da. Ce? Ia de grămă să fiu fată că e de ceva aici. Ce? Pune aici la mine, ce zic eu. Păi depinde ce. Pune-mă aici. Știi să dormi aproape, hai. Cum sporă e frate meu. Nu mă crede că pot să mă ușesc în asta. Nu mă crede, ce ai zis? Nu mă crede, ca un porc. Auzi. Doi de mine, fratele meu. Du-te în Ana și ia-ți medicamente, ia-ți ceva. Mă lăsă-l. Ce om a fost și ce că mi-a ajuns. Păi, ce stile că l-am filmat. Bea și lapte, ce faci acolo? Uite-mi spritim cum sfornie fratele meu. Face și la buze așa, de ce? Dar nu e bine, Ioane. La vârsta lui să sfornie în halul ăsta. Nu e bine. Așa că, prieteni, vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine și că mă urmăriți. Și persoanele alea care vorbesc urât să nu mai vorbesc urât. Nu le convine să nu mai intre. Să nu mai vorbesc urât. Că nu sunt grasă. Sunt pufoasă. Și dacă sunt grasă, n-am mâncat de la nimeni de acasă. Am mâncat de la mine. Pe banii mei, nu pe banii lor. Să-și văd de casa lor, de familia lor, să facă și, să gătească și, cine nu le lasă? Ce, că gătim toată ziua, că mâncăm toată ziua? Și care-i treaba? Toată lumea gătește la el în casă, să-mi spună vreunul că stă nemâncat sau nu gătește. Ăla care nu gătește și nu mănâncă, înseamnă că nu are ce să mănânce. Nu, Iani? Adevărat. Păi cum, poți să stai o zi întreagă nemâncat? Nu poți. Noi nu mâncăm așa exagerat, chiar dacă facem atâtea pregătire, atâtea alea, nu mâncăm, ci cât poți să mănânci, cât poți să mănânci. La o masă când te pui, mănânci un pic și gata, te saturi. Dar nu că mâncăm exagerat, tot ce pregătim, tot mâncăm. Mai trimitem la rude, mai facem. Credeți că oala aia ce-am făcut cu fasole, am mâncat-o numai noi? Am trimis și la rude, am trimis la mama lui Maria, am trimis și la mama lui Lămâia. Nu e așa, prieteni, cum credeți dumneavoastră. Noi când gătim o cratiță de mâncare, îi trimitem la toți. Nu că mâncăm numai noi. Dar nu mai arătăm când trimitem, că na, ce să vadă lumea când trimitem cu farfuria. Nu e așa, e bine. Și ei ne trimite nouă când gătesc și ei ceva. Că ați văzut că mai postează și socul meu când primește lămâia de la mamă sau mâncare, ceva, postează, filmează. Dar nu că ne lăudăm. Ia vezi, se încărcă? Fănii. L-am tuns eu, Fănic, acum tunde-l și tu. Și ce? Mă, nu tunde copilul. Mă, copilul meu îl duc la frizărie, nu ca tine. Unde? Hai să te jos pe scaunul să te fac. Da, bine. Așa că, prieteni, dacă nu vă convine ce filmăm, cum facem, nu o să mai filmăm de acum încolo. Deloc. Lăsă copilul. Mă duce în oraș? Păi hai să te fac, am treabă. Dar și eu. Tu crezi că eu stau toată ziua după tine, nu? Dar ce ai? Trebuie să mă spăl și eu pe cap. Să-mi folosesc și eu părul. Ioan, mă țin? Mhm. Când? Acum. Aaa, fii ia.
Acolo cheltuiești bani. Da, cheltuiești bani mulți. Cumpărai ghero, cumpărai cafea, cumpărai soluție pentru casă. Șampoane în baie. Pastă de dinți. Cheltuiești bani. Ce cheltuie? Îmi luai și eu două cutii de voxea. Două, nu mai mult. Îmi trebuia patru, dar nu mai luai, că... Nu am coada voxită pe asta să vă arăt. Dar pun numai la rădăcină. Încă strigi, mamă. Păi ce roșu arată, dar de ce, de ce? Că mă enervează telefonul ăsta. Tu sprijin. Coada o am neagră, neagră, vedeți? Acum și aici mi se descolorează la rădăcină. Atât. Și bag două tuburi numai la rădăcină. Nu e nevoie să mai pun și la coadă. În jos. Ca să nu mai cheltui banii lui Ion. Ce? Ustața toată. Gata. Hai ca să-l pun pe Ion, să mă duc și eu să-mi fac și eu o fura mea la urmă. Ioane? Da. Iar te-mi filmez cu... Nu m-am filmat dezbrăcat. Un pic așa, ca să vadă prietenii că eu te-am tuns, să nu zică că mințim. Uitați, prieteni, căpățâna lui domnul Ion. Uitați, are numai da. Gâlci. Hai, oprește. Hai, ține tu curea. Oprește. Ține, Niculea. Hai la moci, hormozul tot. Ce haltă. Uitați, prieteni, nu se duce la frizerie, să nu dea bani. Sunt sărac. Ești sărac. Nu mai zi așa, că aude Dumnezeu și nu e bine. Mai dau 50 de lei la frizerie? Nu e bine. Dau acasă 2 milioane la tuns. Că mi-ai dat mie 2 milioane, ce al dracu-i pelea pe tine. Panavo. Mi-ai dat 2 milioane și vaiți. Păi atâta mă costă tunsul. Păi de ce cumpărai? Ce trebuie în toată? Hai, zi ceva de încheiere la fan. Păi de ce? Păi faci glob lung și nu mai merge să-l încarci. Mamă, nu că ție ție culea că te vadă. Hai, zi ceva. Nu. Închid. Așa că, prieteni, vă rog eu frumos, dacă nu vă convine, spuneți-mi și nu mai fac filmări. Păi ce treabă ai tu cu lumea? Care vorbesc? Dar lasă-i acolo, dă-l ignor. Ignor? Da. Nu le mai răspunde la mesaje, la ăla. Dă-l ignor. Auzi că sunt grasă, uite. Și care-i treaba? Arată, uite, acum îl văd bruza bufantă pe mine. Dar nu contează. Arată-mă jos așa. Uite, nu sunt grasă. Am vreo... 70 ceva de kilograme. În fine, poți să ai și 250. Tu mă accepti și așa cum sunt? Da. Cum te acceptai eu pe tine. Nu? Hai, mulțumim la prieteni. Închizi tu vlogul meu. Prieteni, vă mulțumesc mult. Hai să încheiem vlogul ăsta, că nu vreau să vorbesc curând. Că poate multă lume mă iubește, poate unii nu mă iubesc, mai avem și dușmani, mai avem și invidioși care sunt pe noi, că ne înțelegem bine, că avem ce ne trebuie, mulțumim lui Dumnezeu, că ne ține așa cum suntem și că ne dă ce avem. Prieteni, vă mulțumesc mult, vă doresc o duminică frumoasă să aveți în continuare alături de familia voastră și să dea Dumnezeu să vă înțelegeți cum mă înțeleg eu cu domnul Ion. Zici tu ceva. Hai, la revedere, prieteni, și vă pupăm. Nu ne certăm, nu ne criticăm, nu ne dușmanim. Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem alături unul de altul și de copilul nostru, de Maria, de nora noastră. Vă mulțumim, prieteni. Pa, pa. La revedere, prieteni.